Pacea Domnului Iisus, iubiți Frași surori, eu sunt fratele Daniel și astăzi vom urmări capitolul 7 din Provocarea Misionarului. În acest capitol vom vedea mai multe experiențe de misiune ale unor creștini din India, printre care și întâmplarea cum soția unui misionar, soția unui lucrător al Domnului a fost bătută, a suportat bătăi. Mă gândesc că acesta este un preț foarte mare pe care îl plătesc unii pentru... Evanghelie, și nu știu ce am face noi dacă am trece prin așa ceva, dacă am putea să mai înaintăm cu Evanghelia sau rămâne descurajați. Mărturia omului acestuia ne dă cumva o palmă să ne trezească din amortirea noastră spirituală și să ne arate cum este creștinismul adevărat, cum ar trebui trăit. Domnul să ne ajute atât pe mine cât și pe dumneavoastră să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne pocăim și prin această mărturie Dumnezeu să ne trezească conștiința și să să putem conștientiza cât de mare avem nevoie să ne apropiem de El și să ne întoarcem la creștinismul curat, la creștinismul autentic. Doamne ajută la aceasta! Capitolul 7 Nu vă temeți de cei ce ce trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Matei 10 cu 28 Pentru a fi mai eficienți în lucrarea noastră, ne-am împărțit în două grupe. Bărbați au ales o direcție, femeile alta. În anul 1991, lucrarea surorilor a avut parte de o puternică împotrivire. Microfoanele pe care le foloseau au fost făcute bucăți. Una dintre surori a fost aruncată într-un canal în timp ce împotrivitorii strigau din răsputeri pentru a opri întrunirea. Cineva a adus un cal și a apucat-o pe Sarojam și a putenii de capul calului. Din cauza izbiturii și-a rupt dinții din față și-a început să sângereze. În ciuda acestor lucruri care se întâmplau, o soră s-a ridicat și a continuat să predice. Acest act de curaj a atins inimile unora dintre oameni, au văzut dedicarea surorilor pentru Hristos, dragostea lor pentru oameni și dorința de a propovădui Evanghelia în acea zi mulți oameni au venit în față și au primit în viața lor dragostea Domnului Isus, căci nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus, Galaten 3 28. Aș vrea să le încurajez pe surorile care citesc aceste rânduri și să le spun că ele sunt de o importanță vitală pentru lucrarea Domnului Isus și pentru împărăția lui Dumnezeu. E timpul să vă ridicați și să vă ocupați locul în linia întâi, e timpul să predicați și să propovăduiți Evanghelia națiunilor pământului, e timpul să vedeți Duhul lui Dumnezeu lucrând prin voi, așa cum scrie în Ioel, că fiii și fiicele voastre vor proroci când Duhul va fi turnat peste ei. Mă rog să aveți curajul și răzneala să vă dedicați viața pentru misiune. Eu socotez că suferințele de acum nu sunt vrenice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Roman 8 cu 8 în luna iulie 1991, Domnul a pus pe inima noastră o religiune și am început să ne pregătim să mergem acolo. Am ajuns într-un oraș numit Vembar ca să facem evangelizare în școli. Acolo ne-am împărțit în trei grupe misionare, fiecare mergând la câte o școală, în frate, fiul meu, Billy, Carham și cu mine. Făceam parte dintr-un grup în timp ce împărțeam broșuri și le spuneam copiilor despre Isus. A venit la noi un om și ne-a spus, veniți repede, un alt grup cu care ați venit este luat la bătaie. Am plecat spre locul pe care mi l indicase omul. Când am ajuns, i-am văzut pe fiul meu, Israel, și pe un alt tânăr lovit grav, cu hainele rupte și toate materialele Era Erau înconjurați de oameni care loveau. Loviturile erau atât de puternice încât una dintre profesoarele care asista la scenă a leșinat. Când și-a revenit, prima întrebare a fost, încă îi mai bat pe tineri aceia. Fratele care îl însoțea pe fiul meu, Israel, a fost lovit atât de violet încât îi curgea sânge din nas. M-am grăbit spre ei să-i opresc. Când au aflat că eu eram responsabil cu misiunea, s-au întors spre mine hotărâți să mă omoare mai întâi pe mine, apoi pe ceilalți, oprind astfel lucrarea. M-au apucat și au început să mă lovească m-au târât în școală, m-au aruncat într-o mică sală de clasă și m-au lăsat acolo. După un timp au dispărut cu toți. Am ieșit din sala aceea și am început să culegem de pe jos lucrurile care ne aparțineau și să ne îndreptăm spre șosea. Când am ajuns la șosea, am văzut un grup de oameni venit cu cisterne de benzină să dea foc microbuzului ca să nu putem scăpa. I-am spus lui Billy și celuilalt șofer să ia microbuzul și să-l ducă de acolo în altă parte, ca mai târziu, să putem pleca. Billy m-a ascultat și astfel am putut scăpa. După ce a plecat Billy, m-am dus să văd ce face celălalt grup de frați. Când am ajuns în clasă, am avut parte de o scenă de groază. 20 de Bărbați încercau literalmente să le rupă mâinile fraților care urlau de durere. Nu vă temeți de ce ce ucit trupul. În tot acest timp, fraților, li se spunea, dacă renunți la Hristos și spui că îți pare rău că ai predicat Evanghelia și declar că ai greșit, atunci te vom lăsa să pleci. Frații noștri și-au amintit am de Ștefan și au început să se bucure și să laude pe Domnul. Când am ajuns în la fața locului, am observat că unul dintre frații era legat. Chemasele pe un bărbat care îi jupoia miei ca să-l jupoie pe fratele nostru. M-am repezit să-l dezleg, am fost imediat înconjurat și lovit atât de putere în stomac încât am leșinat. Oamenii credeau că am murit și au început să toarne apă peste mine. Când mi-am revenit, am strigat la Domnul pentru puterea de a îndura toate acestea. Doamne, te rog, dăm harul și mila ta chiar acum. Cei care ne înconjuraseră erau aproximativ 40, majoritatea în stare de ebrietate. Loveau, trăgeau de noi, urlau, l-au luat pe doi dintre frați și i-au închis într-o cameră. M-au înconjurat și au început apoi să strige. aduceți-l pe cel ce iupai miei repede. Trebuie să ne mișcăm repede. Între ei dor, domnea o stare de confuzie. Îl căutau pe jupuitorul de miei. Plănuiseră să ne jupoaie pielea. Au presărat pe noi boia iute, apoi, după un timp, ne-au legat de picioare un pietroi ca să ne arunce în ocean, pentru a nu lăsa nicio urmă a crimelor care au a avut loc. Stând în mijlocul acestui cerc vicios, am început să strig către Domnul. Doamne Iisuse, te rog să ai milă de noi. Doamne, ajută-ne și scapă-ne din această situație. Jupuitorul de miei plecase acasă în ziua respectivă. Ceea ce le-a dat planul peste cap, fără el, nu putea să ne jupoie așa cum plănuiseră. Când și-au dat seama că nu îl găsesc pe jupuitorul de miei, i-au adus lângă mine și pe ceilalți doi frați. Când aceștia au văzut cât de bătuse, rău mă bătuseră oamenii, au început să plângă căci era părintele lor spiritual în cer. Hasele să mi smulgă brațele, apoi mă apucasele de cap și mă trântiseră la pământ. Țipau la mine, acum îngenunchează înaintea noastră și renunță la acest Iisus pe care îl slujești. Spune că îți pare rău că ai predicat aici această doctrină fără valoare. Dintr-o dată Duhul Sfânt m-a umplut și le-am spus cu Nu îmi pare rău de ceea ce am spus, căci este adevărat. Nu îmi pare rău că îl urmez pe Domnul Domnilor. Iisus Hristos apoi m-am uitat la frații mei și le-am spus că e mai bine pentru noi să murim acolo, predicând Evanghelia, decât să trăim 50 de ani renunțând la Domnul și că dacă vom muri acolo, atunci Domnul va ridica mii de alți tineri pe pământ care a fost stropit cu sângele nostru pentru că Domnul a vorbit prin mine, frații au fost întăriți și încurajați. În tot acest timp sarojam și celălalt grup de surori erau în rugăciune de mijlocire. Domnul i-a spus că cealaltă echipă are probleme și că trebuie să se roage în special împotriva Duhului de violență și de crimă. Astfel, ele au început să plângă și să mijlocească. Dintr-o rată în Vembar a apărut un om al lui Petru, care scăpase din temniță. El ne-a spus, iată o cale de scăpare și ne-a deschis o ușă spunându-ne, fugiți, fugiți, fugiți. Așa am reușit să scăpăm toți cinci. Nu aveam însă nicio idee unde parcase bil microbuzul. Am luat-o prin sat pe drum, l-am găsit pe bili cu microbuzul sub un copac la aproximativ un kilometru jumate, distanță de unde eram noi. Era înăuntru pe genunchi, rugându-se lui Dumnezeu pentru eliberarea noastră, pentru ca El să aibă bine de noi și să ne ducă la El. Când Billy a ridicat ochii și ne-a văzut, s-a bucurat foarte mult, i-am spus că nu mergem acasă. Acolo propovăduiserăm Evanghelia, dar mai erau multe sate care nu o auziseră. Astfel, înainte de a ne întoarce acasă, am propovăduit în alte sate. Ne-am dus așa cum eram, sângerând, bătuși și cu hainele rupte. Am petrecut în misiune alte două zile și am propovăduit în zece sate înainte de a merge acasă. În Matei 10,28, cuvântul spune, nu vă temeți de ce ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să Iată și sufletul și trupul gheră. Pe când ne pregăteam să părăsim ultimul sat, am simțit că Domnul îmi pune pe inimă să închiriez o casă în satul de lângă Vembar. Am însărcinatul, frate, să meargă acolo și să stea în acea casă, în post și rugăciune, până când Dumnezeu va lucra în satul în care am fost bătuți. Când am ajuns acasă în ziua următoare, un om a venit la noi și ne-a spus că Dumnezeu lucrează deja în Vembar. El ne-a spus următoarele: copacul sub care am fost bătuți a fost atins de Dumnezeu. A treia zi, după ce am fost bătuți copacul din mijloc, s-a uscat din rădăcină și a început să-și piardă frunzele. Copacul a murit. Oamenii din comunitatea aceea au început să tremure de teamă că ceea ce făcuseră era rău. Am știut atunci că erau gata pentru Evanghelie. Nu vă temeți de ce ucid trupul. Pobul care s-a uscat. Starea mea fizică nu era bună din cauza loviturii în stomac și a celei la ceafă. Nu mai puteam controla vezica urinară și rinichii. Aveam diaree și a trebuit să mă culc la intrarea în baie pentru că mă duceam de 25, chiar 30 de ori pe zi. În timp ce zăceam acolo pe podea, mi-am amintit cât de mult a suferit Domnul pentru mine. I-am făgăduit Domnului că dacă mă va vindeca într-o săptămână, mă voi întoarce la Vembar să vestesc Evanghelia. Domnul i-a spus soției mele, care era în cealaltă cameră, să-și pună mâine pe abdomenul meu și să se roage pentru mine. Ea a făcut întocmai tocmai și Domnul m-a vindecat în ceasul acela. Ajunși la Vembar, am simțit că atmosfera era complet diferită. Oameni oamenii se smereau înaintea noastră înclinându-se spre deosebire de data trecută când simțeam violența acum aveau față de noi reverență, respect, teamă. Am stat în mijlocul străzii, chiar în fața copacului uscat și am început să predicăm. Sute de oameni au venit să asculte. În oceanul care ei plănuiau să ne arunce trupurile odată jupuite, am botezat 10 noi credincioși ca un în formație, pământul unde Billy parcase microbuzul și unde strigase la Domnul pentru noi este acum al nostru. Am reușit să-l cumpărăm și să construim o biserică unde acum 250 de credincioși se chină și îl slăvesc pe Dumnezeu viu. Ei echipează și trimit misionari pe câmpul de misiune, botează peste sute de oameni în oceanul în care noi trebuia să fim aruncați. Slăvit să fie Domnul! Nu poți ști niciodată ce urmează să se întâmple. Când faci parte din echipele de misiune, odată un astfel de grup din care făcea parte și Sarojam și Bilghi se întorcea dintr-un sat. Pe marginea drumului pe care veneau, ei stăteau un grup de femei cu găleți în mâini. Aceste femei i-au înconjurat pe frații din echipa de misiune. Aceștia priveau nenumeriți neștiind ce urma să se întâmple. Femeile au aruncat asupra lor conținutul acelor găleți, un amestec de balegă de vite, apă și deșeuri umane. Mizeria le curgea pe cap, pe față, în ochi. Frații sau îndreptat spre stația de autobuz să cumpere bilete pentru a se întoarce acasă. În autobuz, lumea a început să râdă și să-și bate joc de ei chiar și șoferul i-a luat peste picior. Ce s-a întâmplat cu voi? Dați făcut baie de ani de zile, diminosiți așa urât. Bucuria Domnului a venit peste ei și au început să se bucure să danseze și să cânte laudei Domnului. După ce au ajuns acasă și s-au și îmbăiat, s-au reunit în camera de zi și au început să se roage pentru femeile acelea ca Domnul să le mântuiască și pe ele. Două zile mai târziu a ajuns la noi un mesaj să ne întoarcem în satul respectiv. Toate femeile care au împroșcat frații cu mizere erau bolnave și stăteau să moară. Aveau o febră mare, fuseseră la spital și de acolo trimise acasă. Doctorii spusele că nu era nimic de făcut pentru ele și de aceea fusese trimise acasă să moară. Am intrat în camera lor și le-am găsit întinse pe paturi. Își ascundeau fața din pricină că le era rușine pentru ce făcuseră. Echipa a intrat, a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste femei. Apoi și-au pus mâinile peste ele și l au rugat pe Domnul să le vindece. Au fost vindecate instantaneu, s-au ridicat de pe pat și le-au primit pe Domnul Isus. Le-am botezat în săptămâna care a urmat acum, ele făcând parte din lucrare. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Eu strig laudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Salmul 18, cu 2, cu 3 în prima parte a lunii noiembrie a anului 1992, Israel, împreună cu un alt frate, predicau pe stradă. Un grup de radicaliști hinduși i-au înconjurat și au început să-i bată. Le-au spus fraților noștri, veți fi crucificați așa cum a fost și Domnul. I-au bătut și i-au lăsat în stradă, punându-le că vor da foc centrului de misiune și biserice. Centrul fusese terminat în anul 1990. De la deschiderea lui am echipat 3.000 de lucrători. Pe lângă aceștia am trimis tineri pe câmpul de misiune. Prin aceste misiuni Împărăția Luminii s-a extins, iar ecea. Întunericului s-a micșorat. Bineînțeles că Împărăția Întunericului nu era mulțumită de existența acestui centru de pregătire a misionarilor. În noaptea zilei de 18 noiembrie 1992, Undeva, pe la miezul nopții, un grup de radicaliști hinduși au înconjurat clădirea, au stropit-o cu benzină și i-au dat foc. În acel moment, în se aflau trei frați care au scăpat cu răni mici. Domnul i-a atins și i-a vindecat miraculos. Viețile lor au fost salvate, însă noi am pierdut totul. În clădire păstram tot echipamentul nostru, instrumentele mese, bănci pentru clasă și toate materialele, biblii, cărți și broșuri, precum și bucătăria. Acest centru de pregătire care fusese atât de mult folosit de către domnul era acum doar un morman de cenușă. Același grup ne-a informat a doua zi că îi angajaseră pe cei de la RSC să vină în acea săptămână să ne de decapiteze. RSC este cel mai violent grup de radicaliști hinduși din India. Astăzi ei sunt implicați într-un război sfânt în India și ucid deopotrivă creștini și musulmani. Ei încearcă să elimine pe oricine nu este hindus din întreaga națiune. Își stabiliseră o zi și un loc unde să se întâlnească înaintea de a veni împotriva noastră. S-a întâlnit acolo un mare număr dintre acești clericalii și înduși, Duhul Domnului a trimis în mijlocul lor un dui de tulburare și au început să se certe între ei. În loc să se unească, au început să se bată între ei. I-au luat pe liderul lui au început să ridice acuzații împotriva lui și în cele din urmă l-au înjunghiat grav, rănit, a murit în spital câteva zile mai târziu. Tot orașul a fost cuprins de teamă. Acești bărbați au dat foc centrului nostru de pregătire, ne să cu moartea, dar Dumnezeu a întors situația și a omorât pe liderul celui mai radicalist grup din India. Mai târziu, unul dintre cei care au dat foc centrului a fost mântuit, el urmându-l acum pe Domnul. Împreună cu grupurile de emisiune ne-am dus în partea de nord a sa statului Tamil Nadu pentru a vizita taberele scrilanchiene de refugiați. După, după o scurtă vizită împreună cu părintele Johnson, care lucrează între refugiați, centru de pregătire ars complet. Am ajuns dar mapuri, sediu misiunii noastre pentru nordul statului Tamil Nadu. Trupurile noastre slăbite nu puteau să reziste căldurii soarelui și am hotărât să ne trezim dimineața de vreme pentru a ajunge în sate. Într-una dintre aceste zile m-am trezit la ora 5 dimineața și am îngerunchiat pentru rugăciune. Șoferul microbuzului stătea la câțiva metri de mine, razele soarelui străbăteau prin acoperișul de stuf, dar lumina era prea slabă pentru a vedea bine. Mi-am deschis ochii și prezența unui șar pe cobra m-a lăsat fără cuvinte. Am închis din nou ochii și mi-am înălțat inima spre ceruri. În anii trecuți fusese mușcat de șerp de vreo 11 ori și de fiecare dată domnul mă salvase din ghearele morții. Șoferul s-a plecat ușor spre pământ și a zdrobit reptila veninoasă cu un par de lemn. Dumnezeu, care de fiecare dată a fost ocrotitorul meu și păzitorul vieții mele, mi-a arătat încă o dată că avea planuri mari cu privire la mine. Dragi frați și surori nu scriu aceste experiențe ca să vă spun că trebuie să suferiți aceleași lucruri și să treceți prin aceleași încercări prin care am trecut noi. Vreau să vă încurajez să vă încredeți în credințoșia lui Dumnezeu care poate să vă poarte de grijă orice ar veni asupra voastră. Vreau să vă vorbesc, fraților, despre importanța de a sluji împreună cu soțiile voastre. Soția este ajutorul dat de Dumnezeu pentru voi. Orice încercare și nenoroce ar veni asupra voastră, ele sunt sprijin de la Dumnezeu pentru voi. Ar trebui să le acceptați în lucrare, să să le susțineți și să le încurajați. Dragi surori, vă îndemn să vă sprijiniți soții și viziunea pe care Dumnezeu v-a dat-o amândora -am pentru lucrare. Este important să fiți alături de soțul vostru în elecția pe care a luat-o în viață. Vă îndemn pe amândoi soți soție să vă implicați copiii în lucrare. Croiți înaintea lor o cărare pe care ei să meargă. Scopul vieții noastre este acela de a aduce roadă pentru Dumnezeu. În 2 Petru se spune că nu trebuie să ne pierdem inima când suferim, dacă facem binele. Filipeni 1.6 spune Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în zoa lui Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă dea har și putere să împliniți chemarea pentru viața și lucrarea voastră. Dacă îl ascultați atât în viață aceasta cât și în cea viitoare veți fi în prezența sa și de asemenea veți împreună cu El o veșnicie întreagă. Lui Dumnezeu! Pacea și binecuvântarea să fie peste viața voastră și peste lucrarea voastră. Mă rog ca această mărturie a mea să fie o inspirație pentru viața voastră și să vă ajute să auziți chemarea clară a Domnului Isus Hristos i a urma în misiune. Amin! Acesta a fost capitolul 7, a fost citit 8 a, a 2023. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, iubiți frați și surori, eu am fost fratele Daniel, iar aceasta a fost partea a șaptea din cartea Provocarea Misionarului, o carte scrisă pe baza experiențelor reale autentice trăite de pastorul acesta indian Moses Paulose. Am citit cartea aceasta, am acasă cartea scrisă, versiunea scrisă, am citit-o când eram mic copil, eu m-am pucăit la 15 ani și cred că la 2-3 ani după ce m-am pucăit am citit-o. Deci oricum eram adolescent și m am încurajat și am avut în mine dorința ca această carte să ajungă să fie auzită, să, fie, să poată zidi mai mulți oameni și în felul acesta am căutat să o pun pe internet. Dacă și tu vrei să faci o lucrare pentru Domnul, te pricepi să editezi, știi să lucrezi cu anumite programe de editare, să știi că este nevoie de tine pentru lucrarea media, pentru că sunt materiale audio înregistrate de cineva, chiar și partea aceasta unde eu vorbesc, trebuie ca cineva să-mi taie spațiile dintre cuvinte, să-mi taie locurile unde mă încurc și dacă te pricep, poți face lucrul acesta sau dacă ai o mărturie de spus, iarăși poți să ne trimiți o filmare sau o înregistrare sau dacă vrei să citești cu vocea ta mărturia cuiva scrisă ca noi să o putem posta pe internet, contactează-ne la numărul de WhatsApp care este scris acolo în descrierea videoclipului. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute să ne apropiem de el. Amin.